Vă salut, dragi elevi, la o nouă lecție de fizică. La lecția precedentă am construit cu dumneavoastră imagini mentive și am vorbit despre caracteristica imaginii. Imaginea poate fi mărită, poate fi micșorată, poate fi reală sau virtuală, iar astăzi vom răspunde la întrebarea de câte ori o lentilă mărește sau micșorează imaginea și care este relația dintre poziția obiectului în raport cu lentilă și poziția unde se formează imaginea. Deci tema lecției de astăzi, formula lentilei subțiri. În imagine acum aveți acele trei raze principale pe care le putem aplica atunci când dorim să obținem imaginea unui obiect. În cazul dat este vorba despre obiectul AB care se află la o distanță mai mare decât dublul distanței focale în raport cu o lentilă convergentă. Iar prima rază este raza paralelă cu axul optic principal, care după refracția pe lentilă trece prin focală, raza 1'. A doua rază este raza care trece prin centrul optic al lentilei, care nu-și modifică direcția de propagare 2'. Și a treia rază este raza care trece prin focar, iar după refracția prin lentilă este paralelă cu axul optic principal, raza 3'. Toate aceste trei raze, după refracția prin lentilă, se intersectează într-un punct, punctul B1, coborând o perpendiculară din punctul B1 pe axul optic principal, găsim poziția punctului A1. Astfel găsim imaginea A1B1, care în cazul dat este o imagine micșorată, răsturnată și reală. Reamintesc că imaginele sunt reale din momentul în care sunt formate de câte raze de lumină. Aceste imagini pot fi obținute pe un ecran, iar imaginile care sunt obținute de către prelungirile razelor de lumină sunt imagini care nu pot fi obținute pe un ecran și se numesc imagini virtuale. În continuare vom nota. Prin D, distanța de la obiectul AB până la lentilă, adică D este egal cu lungimea segmentului AO. Prin F, distanța de la imaginea A1B1 până la lentilă, segmentul A1O. Distanța focală a lentilei prin F, care este egal cu segmentul OF, dimensiunile lineare ale imaginii A1B1 prin H și dimensiunile lineare ale obiectului AB, care le vom nota de asemenea prin H minus. Formula lentilei subțiri poate fi scrisă în următoarea formă. Plus minus 1 pe F este egal cu 1 pe D plus minus 1 pe F minus. În cazul când focarul lentilei sau imaginea este virtuală, în fața termenului respectiv, din formulă se pune semnul minus. În cazul când este vorba despre o lentilă convergentă, în fața termenului 1 pe F se pune plus, deoarece focarul lentilei convergente este real, iar în cazul unei lentile divergente se pune semnul minus, deoarece este vorba despre un focar virtual, lentilă divergentă. În cazul în care lentila convergentă ne dă o imagine virtuală atunci când obiectul se află între focar și lentilă, și în cazul lentilei divergente, în fața termenului 1 pe F minuscul se pune minus, iar în cazul în care obținem o imagine reală, deci obiectul se află în fața unei lentile convergente la o distanță mai mare decât distanța focală, se pune semnul plus. Mărimea inversă a distanței focale lentilei se numește puterea optică a acesteia sau convergența lentilei. Formula pentru convergență este C este egal cu plus minus 1 pe F. De asemenea, și în acest caz, în cazul când este vorba despre lentilă convergentă, în fața termenului 1 pe F se pune semnul plus, iar în cazul când este vorba despre lentilă divergentă, în fața termenului 1 pe F se pune semnul minus. Astfel, convergența unei lentile poate primi atât valori pozitive, cât și valori negative. În sistemul internațional, unitatea de măsură a puterii optice este dioptrie. O dioptrie este puterea optică a unei lentile, a cărei distanță focală este egală cu un metru. Deci relația dintre dioptrie și metru este următoarea. O dioptrie este egal cu 1 metru la puterea minus 1. Rețineți, lentilele convergente au putere optică pozitivă, iar lentilele divergente au putere optică negativă. La lecția precedentă am menționat cu dumneavoastră că imaginea poate fi mărită sau micșorată. Respectiv, mărimea fizică
mărire lineară a lentilei, se numește numărul care ne arată de câte ori dimensiunile lineare ale imaginii sunt mai mari decât dimensiunile lineare ale obiectului. Dacă notăm prin beta mărire lineară a lentilei, atunci, conform definiției, obținem că beta este egală cu raportul dintre înălțimea imaginii și înălțimea obiectului. În continuare, vă propun să exersăm în laboratorul virtual Pascal aceleași simulări lentila convergentă, lentila divergentă. Vă reamintesc că pentru a construi imaginea este nevoie să folosim cel puțin două raze. Este mai simplu de lucrat cu raza care este paralelă cu axul optic principal care după refracția pe lentilă trece prin focar. Și a doua rază, raza care trece prin centrul optic al lentilei, ea nu schimbă direcția de propagare. Deci obținem o imagine, în cazul dat, micșorată, răsturnată, reală, schimbând poziția obiectului, imaginea poate deveni mai mare, răsturnată și de semne reală. Observăm că în această simulare, distanța dintre obiect și lentilă este notată prin simbolul A, iar distanța dintre imagine și lentilă este notată prin simbolul A'. Deci trebuie să fim atenți cu simbolica din această simulare, ea nu coincide cu simbolica din manualele din Republica Moldova, respectiv și regula de aplicare a formulilor pentru mărire lineară sau pentru distanța focală sunt un pic diferite. Deci înainte de a compara rezultatele pe care vă le oferă simularea, care vă calculează atât poziția, cât și valoarea măririi lineare. Deci este necesar la început să faceți o paralelă între simbolica din Republica Moldova și simbolica pe care vă oferă această simulare. Dacă veți face click pe săgeata din partea de jos a ecranului, veți observa că în rezultatul construcției mersul razelor de lumină, obținem două triunghiuri de culoare galbenă. Aceste două triunghiuri sunt triunghiuri asemenea și folosind proprietățile triunghiurilor asemenea, respectiv putem scrie pentru mărirea lineară a lentilei că raportul dintre H mare către H mic este egal cu raportul dintre F și D. Deci pentru mărirea lineară a lentilei putem folosi două expresii. În continuare vom aplica formula lentilei, cât și conceptul de putere optică, convergența lentilei, mărirea lineară a lentilei, în rezolvarea unei probleme, deci condițiile problemei. Convergența unei lentile este de 5 dioptrii, obiectul este situat la distanța de 80 cm de la lentilă și are înălțimea egală cu 30 cm. Determinați, la ce distanță de lentilă se află imaginea obiectului, mărirea lineară a lentilei și înălțimea imaginii. Construiți desenul și caracterizați imaginea. În datele problemei vom nota. Convergența lentilei sau puterea optică a lentilei este egală cu 5 dioptrii. Deoarece convergența este pozitivă, respectiv în problema noastră este vorba de o lentilă convergentă. Obiectul este situat la 80 cm de lentilă, deci distanța obiect-lentilă este 80 cm. La tema lentilă este mai comod de calculat folosind exprimarea distanțelor în centimetri, deci vom păstra această unitate de măsură. Înălțimea obiectului H este egal cu 30 cm, însă cere să determinăm A, distanța la care se formează imaginea, B, mărirea lineară a lentilei și C, înălțimea acestei imagini. Înainte de a începe rezolvarea problemei, de a aplica formula lentilei, este necesar să construim mersul razelor de lumină din momentul în care asta este posibil. Astfel, după ce scriem caracteristicile imaginii, putem scrie corect formula lentilei pentru cazul nostru. Deci, în desen, vom reprezenta o lentilă convergentă. Am spus că lentila este convergentă deoarece convergența lentilei este 5 dioptrii, deci este o mărime pozitivă. Aplicând formula pentru convergență
cer este egal cu 1 pi fer, putem determina distanța focală a lentilei. Deci convergența este o mărime inversă cu distanța focală, respectiv și distanța focală este o mărime inversă cu convergența. Substituind valorile numerice, vom obține 1 împărțit la 5 pi pi. Deci obținem 0,2 metri sau transformând în centimetri 20 de centimetri. Deci distanța focală a lentilei este egală cu 20 de centimetri, iar obiectul se află la o distanță de 80 de centimetri. Deci obiectul se află într un punct care se află la o distanță de 4 ori mai mare decât focalul. Vom construi în continuare mersul razelor de lumină pentru a obține imaginea și a-i scrie caracteristica. Deci prima rază de lumină, raza care este paralelă cu axa optică principală, după refracția prin lentilă trece prin focal. A doua rază este raza care trece prin centrul optic al lentilei și nu schimbă direcția de propagare. Deci unde se intersectează aceste două raze după refracția prin lentilă, se obține punctul imaginii pe 1. Coborând o perpendiculară pe axul optic principal, obținem punctul de imagine A1. Deci obținem imaginea A1B1, care este o imagine micșorată, răsturnată, reală. Și reamintesc că formula lentilei, în caz general, se scrie plus minus 1 pe distanță focală, egal cu 1 pe distanță obiect lentilă, plus minus 1 pe distanță imagine lentilă. Cunoscând că lentila este convergentă și că imaginea este o imagine reală, putem scrie formula lentilei pentru problema noastră. Deci vom obține 1 pe distanță focală egală cu 1 pe distanță obiect lentilă plus 1 pe distanța imagine lentilă. Astfel, în problema noastră este vorba despre un focar real și o imagine reală. Deci vom aplica semnele plus. Exprimăm din formula lentilei termenul 1 pe distanța imaginii lentilă, care va fi egală cu 1 pe F minus 1 pe D. Substituim valorile numerice, vom obține 1 supra lui 20 cm minus 1 supra lui 80 cm. Numitorul comun este 80. Obținem 4 minus 1, deci 3 supra lui 80. Inversând, pentru distanța imaginii lentilă, obținem rezultatul 80 supra lui 3 cm. Este mai comod să lăsăm așa, sau dacă dorim să obținem un rezultat al acestei operații de împărțire, vom obține aproximativ 26 și 67 cm. Asta l-a obținut cu dumneavoastră acum răspunsul la întrebarea din punctul A. La ce distanță de lentilă se află imaginea obiectului? Deci 80,3 cm. Pentru a da răspuns la punctul B, vom aplica formula pentru mărirea lentilei, beta care este egal cu raportul dintre P și B, împărțim distanța imaginii lentilă la distanța obiectului. Deci beta va fi egal cu raportul dintre 80 supra lui 3 cm, împărțim la 80 cm, vom scrie 80 de la numitor sub formă de 80 supra lui 1, deci 80 cm supra lui 3, înmulțim cu inversa, 1 supra lui 80 cm. În rezultatul simplificărilor, vom obține o treime. Deci în acest caz putem scrie că imaginea este de 3 ori mai mică. Deci răspunsul la punctul B, beta este egal cu o treime. Și răspunsul la punctul C, din
formula măririi lineare, dar deja dată prin înălțimi H peste H, putem exprima înălțimea imaginii, care va fi egală cu produsul din mărirea lentilei și înălțimea obiectului. Substituim valorile numerice, beta este o treime, înălțimea obiectului este 30 cm, în final obținem un rezultat egal cu 10 cm. Deci, drept răspuns la întrebările din problemă, avem înălțimea imaginii este de 10 cm, este de 3 ori mai mică decât obiectul, se află la o distanță de aproximativ 26,67 cm și este micșorată, răsturnată reală. Astăzi, lecții, dragi elevi, am definit conceptele de putere optică a lentilei, de mărire lineară a lentilei, am scris formula lentilei și am explicat regulile de aplicare formulei pentru diferite situații, am rezolvat o problemă aplicând formula lentilei și conceptele putere optică și mărire lineară a lentilei. Vă mulțumesc pentru atenție, toate bune!